Spitalul din Caracal, desemnat Spital Suport în lupta cu COVID-19, va primi suma de 300.000 de lei pentru achiziționarea de echipament de protecție pentru personal și dezinfectant. În conturile Spitalului Județean de Urgență Slatina vor intra 380.000 de lei. Cu această sumă va fi achiziționat laboratorul modular de biologie moleculară, a cărui valoare se ridică la 1.050.000 de lei. Acesta va cuprinde 3 containere și va include o linie automată de PCR în timp real, pentru teste de biologie moleculară, pentru analize medicale și o stație de lucru robotică complet automatizată. Laboratorul ar urma să devină funcțional în a doua parte a acestei luni. Cu ajutorul lui se vor putea realiza peste 150 de teste COVID-19 pe zi.